Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Iată, a mai trecut o lună. Ce repede trece timpul! Și ca de obicei, vreau să fiu prima care vă informează și vă sfătuiește despre amprenta astrală a lunii august. Fiecare zodie o să constituie un material video separat, așa cum ați dorit voi. Apoi, la final de material, vom vorbi și despre zodiacul evreiesc sau Mazarot și corespondența lui cu fiecare dintre zodiile voastre. În limba ebraică, astrologia se mai numește înțelepciunea pronosticării. Cel mai important la acest zodiac este faptul că el leagă natura și legile sale de fiecare zodie în parte. Îți poți calcula semnul zodiacal evreiesc prin simpla raportare la luna în care te-ai născut. Este simplu și poate fi extrem de revelator pentru că poți afla lucruri neștiute despre tine sau despre cei dragi. Ca evenimente astrologice și astronomice importante, sunt puține, dar avem următoarele. Perseidele, cea mai spectaculoasă ploaie de meteori, înregistrează maximul între 12 și 13 august. Pe 13 august, planeta Venus la elongație vestică maximă, adică dimineața. Pe 3 august, lună plină. Pe 19 august, lună nouă. Până pe 13 septembrie îl avem pe Jupiter retrograd în Capricorn și până pe 4 octombrie Pluton retrogradează tot în Capricorn. Înainte de a începe prezentarea lunii august, vreau să vă reamintesc că am înființat clubul privat Mysterious Pedia, cel care oferă doar membrilor săi materiale video speciale, discuții private pe teme astrologice, ritualuri antice, astrograme la prețuri speciale, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe acest domeniu. La rubrica de comentarii și explicații ale materialului video, vedeți săgeata roșie, veți găsi informații utile, adică modul de abonare. Mai exact, trebuie să intrați pe linkul pe care vi l-am pus la dispoziție și să vă logați pe platforma Patreon. Ce este această platformă? Este exact precum canalul YouTube, cu materiale video, altele decât cele pe care le vedeți pe YouTube, fără reclame, și care sunt vizibile doar pentru cei care se abonează cu un euro pe lună. Trebuie să știți că deja am început să încarc platforma Patreon cu materiale destinate doar abonaților. Mai exact, am postat ritualul lui Jupiter pentru prosperitate, ritualul lui Venus și poțiunea dragostei pentru căsătorie și iubire și în avanpremieră perspectiva astrelor pentru anul 2021 pentru fiecare semn zodiacal. Așa că aveți toate motivele să vă abonați. Pentru cei care nu doresc să facă parte din acest club privat, lucrurile și materialele rămân neschimbate, așa cum le știți. Cele cu care v-am obișnuit până acum, adică ceea ce voi urmăriți lunar. Așa că abonați-vă printr-un simplu click pe butonul roșu din dreapta jos a ecranului. Și să nu uităm că avem și concursul lunar al amuletei norocoase. Câștigătorul amuletei norocoase din această extragere este abonatul cu numele Mentor21. Așa că le rog pe Mentor21 să intre pe e-mailul nostru mysteriuspedia@gmail.com și să-mi lase adresa unde pot să-i trimit amuleta. Dar să revenim la amprenta astrală a lunii august, așa cum v-am obișnuit. Să vorbim despre Scorpion acum. Dragii mei, veți avea o lună controversată și tot ce ține de planeta Marte vă va aduce stres și nemulțumire. În schimb, Mercur și Venus vor face aspecte frumoase în casa voastră astrală și asta va mai îndulci aspectele proaste. Așa că încă de la început de lună, Marte își va amplifica energia războinică cu cea a lunii negre. Deși Marte în casa voastră 6 este pe poziție de forță, este puternică, totuși luna neagră are atâta energie încât tot ce ține de activități, de obiective, va fi rezolvat prin forță fizică și prin violență. Această poziționare va crea probleme la muncă, va crea confuzie, tensiuni, conflicte cu superiorii. Planeta Marte are viteză de deplasare foarte mare în august și de aceea se pot ivi accidente, emoții negative care să-ți afecteze sănătatea, stricarea unor mecanisme acasă sau la serviciu, pericol de foc, risc de accidente industriale.
Pe planul muncii zilnice, vă veți lupta pentru drepturile voastre și unii dintre voi veți lua decizia de a schimba jobul. Nu luați decizii pripite, pentru că veți regreta mai târziu, deoarece acest tranzit are efecte negative de iluzie și de înșelare. Bolile inflamatorii se vor acutiza, vor apărea răcelile și în urma violențelor s-ar putea să aveți nevoie de o operație urgentă, chirurgicală. Una peste alta, aspectele negative se vor simți și vor influența toate planetele din casa voastră 3. Așa că poți avea neînțelegeri cu prietenii, cu vecinii, cu rudele. Oricum, de acum și încă vreo 3 luni, adică inclusiv octombrie, trebuie să ai mare atenție la drum, să nu conduci și să ai atenție la accidentele de circulație. Nu cumpăra nicio mașină în această perioadă. Orice are legătură cu Marte va fi prost aspectat, deoarece el este al doilea guvernator al tău ca și zodie. Acum să vorbim și de părțile bune ale lunii. Pe 1 august, Mercur în casa voastră 9 a înțelegerii face opoziție cu Pluto din casa voastră 3 a comunicării și a minții luminate. Această energie te sfătuiește să ai o unitate de măsură corectă în a evalua și a înțelege valorile altor persoane din jurul tău. Dacă reușești, vei crea în jurul tău un mai bun mediu de lucru și de trai. Pe 3 august, luna plină în casa ta 4 și asta îți aduce influența karmei în viața ta. Adică, vei avea întâlniri cu persoane pe care ți se pare că le-ai mai văzut cândva. În alte vieți, ceva din viața ta se va sfârși, un proiect, o relație, o afacere, ceva din familie. Partea de afaceri imobiliare este foarte bine aspectată. Pe 4 august, Marte în casa voastră 6 a rutinei zilnice este conjunct cu Jupiter din casa voastră 3 a intelectului. Așa că fiți prevăzători și cu ochii în 7 cu tot ce se întâmplă în jurul vostru și mai ales cu ceea ce scoți pe gură. Această conjuncție poate fi foarte provocatoare deoarece cuvintele grele pot cauza probleme grele. Tot acum, noi idei îți vor veni în minte, dar ai grijă întâi să le testezi și abia apoi să le pui în practică. După 5 august, planeta Mercur va fi în casa ta 10, pentru 2 săptămâni și asta este o perioadă foarte bună, foarte favorabilă. Așa că, orice oportunitate se va ivi, trebuie să o apuci și să o valorifici foarte repede, pentru că la fel de repede va și trece. Vei avea contacte noi de business, idei noi de afaceri și nu le lăsa să treacă. Tot acum, posibile călătorii de afaceri sau semnări de noi contracte. Atenție la călătorii, nu le faceți decât dacă sunt impuse de la serviciu, deoarece, așa cum v-am spus la început, partea de drum și călătorie sunt sub auspiciile accidentelor. După 7 august, Venus va fi în casa 9 și asta favorizează tot ce ține de intelect, de instituții publice. Așa că este un timp bun pentru politică, pentru traininguri, activități de învățare și de perfecționare. Este un timp favorabil în a face conexiuni de afaceri cu străinătatea, de a atrage parteneri străini și de a primi bani din străinătate. Pe 13 august, Marte va fi în casa ta 6 conjunct cu Pluto și asta îți stimulează energia fizică. De aceea, trebuie să abordezi proiectele într-o manieră de eficiență. De asemenea, energia te sfătuiește să începi o dietă, să faci mișcare sau chiar sport. Acum, te vei folosi de adevărata ta putere de a analiza, dar și de a înțelege informațiile care îți vin. Să nu presezi și să nu forțezi nimic. Să nu te superi, pentru că asta îți va aduce confuzie și dezechilibru emoțional. Pe 15 august, Uranus intră în retrogradare în casa ta 7 și asta înseamnă cea a relațiilor. Asta este de bine, așa că pregătește-te să analizezi și să reanalizezi acest capitol important al vieții tale. Vei întâlni provocări și astrele îți spun că independența pe care tu o iubești așa de mult nu înseamnă singurătate. Acum vei primi noi oameni,
noi aventuri și noi imbolduri în viața ta. Pe 19 august, luna nouă în casa voastră 10 îți aduce energii pozitive, o creștere pe partea de carieră și te focusează pe relațiile cu șefii la serviciu sau cu părinții. Te vei preocupa de autoritatea și reputația ta. Unii dintre voi veți schimba direcția de lucru ca și activitate, iar alții își vor schimba jobul. Luna nouă în casa 10 semnifică începutul a ceva nou pe afacerea ta, acolo unde îți câștigi banii. După 20 august, Mercur va fi în casa voastră 11 și asta afectează pozitiv relațiile cu prietenii și cu cercul în care te învârți, cu sponsorii și cu altele oficialități. Pe 27, Venus este în trigon cu Neptun, aflat în casa voastră 5, și îți spune că este un timp excelent pentru o nouă perspectivă de viață. Noi relații romantice, unde trebuie să fii un pic atent, deoarece ai putea să devii dependent de senzualitatea unei relații sau pe alte paliere, care îți vor diminua drastic energia. Bonusul pe care ți-l acordă planeta Neptun este puterea vizualizării, pentru ca să poți să-ți creezi o mai bună realitate de viață. Acum, ca o concluzie, dacă aș fi în locul vostru în luna august, mi-aș lua o mare vacanță, pentru ca să rezist energiilor lui septembrie și octombrie, despre care vom vorbi la timpul potrivit. Oricum, luna august este considerată ca fiind o lună interesantă pentru voi, deoarece este energia dorințelor, este activată, și anume, ceea ce voi vă doriți în mod special. Acest aspect de T, cum se numește, despre care eu v-am mai vorbit, între Venus, Marte și Pluto, toate la 90 de grade, vorbesc despre multă intensitate a dorințelor. Unele dintre dorințele voastre țin strict de voi, adică le puteți controla, altele nu. Și pe acelea trebuie să le uitați, să le lăsați să plece, să nu faceți o obsesie în rezolvarea lor. Dacă universul nu vi le oferă, înseamnă că nu vă trebuie. Nimic din ceea ce merge greu și cu obstacole nu trebuie menținut. Și voi, ca și semn al înțelepciunii și al înțelegerii adânci și profunde, ar trebui să înțelegeți cel mai bine mesajul universului. Nu vă agățați cu disperare de nimic ce nu iese din prima. Scorpionul are o energie de apă și asta ne vorbește despre dorințe adânci. Și pentru că Venus va fi într-o casă prietenă cu voi, adică în rac, veți înțelege probabil mai repede decât alte zodii că ceea ce nu poți să controlezi înseamnă că nu trebuie să ai. Nu este ușor să renunți la anumite dorințe aprinse, dar asta este lecția transformării. Și crede-mă că universul are un plan mai bun cu tine și pentru tine. Nimic nu este negativ sau pozitiv în univers, ci doar percepția noastră despre eveniment sau energie poate fi catalogată în acest mod. Mai este un aspect de menționat, cel al relațiilor, pe care tu nu trebuie să te fixezi ca și rezultat final. Adică ia din relații ce ți se oferă azi, pentru că mâine nu poți să știi ce va fi. Bucuria momentului este foarte importantă, dragii mei. Acum să vorbim un pic despre corespondența voastră cu zodiacul evresc, cel care explică așa de frumos și de sofisticat această zodie. Heșvan este gazda semnului zodiacal al Scorpionului. Această lună este cunoscută sub numele de luna amăruie, în traducere, din cauza lipsei sărbătorilor, dar și a dezastrelor petrecute acum 3000 de ani în urmă, cum ar fi Marea Inundație sau scindarea regatului lui Solomon. Literele din care este format cuvântul Heșvan înseamnă, pe de o parte, motivația și dorința nestabilită spre succes și, pe altă parte, distrugerea și căderea. După cum vedeți, sunt exact caracteristicile principale ale unui nativ scorpion. Acești oameni vor avea întotdeauna foamea de putere și de realizări. Vor fi foarte motivați să izbutească. Sunt războinici cu sânge rece, cu tendință spre cruzime.
Aceste calități conferă scorpionului creativitate, pasiune și prezență magnetică, care nu putem fi ignorate. Aceste litere în traducere spun că zodia scorpion reprezintă un iad de gheață, adică la greutăți el va reacționa cu răceală și cu precizie, cu temperament rece. Relațiile pe care ei le pun la timpul trecut, cele terminate, sunt înghețate pentru vecie. Ei trăiesc cu intensitate tot ce văd, tot ce aud sau tot ce li se întâmplă. De aceea este riscul că dacă se concentrează asupra întunericului, nu mai există nicio speranță și nicio lumină. Pe de altă parte, scorpionii sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a se reînnoi, de a renaște, indiferent de cât de puternici au fost loviți, profesional sau personal. Având drept verb semnificativ a mirosi, luna aceasta corespunde în zodiacul evresc unei perioade fără evenimente majore, în care nimic important nu se petrece, dar nu te lăsa înșela de aparențe, deoarece nativii din lună sunt celebri pentru simțul lor fin, care îi ajută să descopere semnificații ascunse, acolo unde părea să domnească nimicul. Dorința lor de a repune în mișcare, de a analiza și de a cerceta pentru a obține ceea ce își doresc, aduce un suflu plin de pasiune lunii. În această lună ne ocupăm de problemele pe care nu le-am putut remedia. De aceea, în timpul Heșvan, putem realiza mai mult decât în orice altă perioadă a anului. Înainte de a încheia materialul, vă reamintesc. Pentru cei care sunteți abonați cu 1 euro pe lună prin platforma Patreon, că beneficiați în mod gratuit o dată pe lună, în fiecare lună, de trimiterea biletelor voastre cu dorințe sau cu rugăciuni la Zidul Plângerii din Ierusalim, locul unde dorințele se împlinesc. Vedeți în imagini toți președinții de țară care au lăsat măcar un bilet în acest zid al minunilor. Așa că noi, de ce nu? Amănunte găsiți pe platforma Patreon. Dragii mei, nu uitați că voi sunteți făuritorii propriului destin și cu puțin ajutor din partea astrologiei, de ale cărui sfaturi trebuie să țineți cont, totul se va aranja în favoarea voastră. Sper că v-a plăcut materialul, sper să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.